Vremea continuă să dea peste cap programul competițiilor din fotbalul județean. Din cauza terenurilor înzăpezite, conducerea Asociației Județene de Fotbal a decis să amâne pentru 4 aprilie meciurile din cadrul sferturilor de finală ale Cupei României. Miercuri ar fi trebuit să se desfășoare meciuri de cupă pe stadioanele din Ițcani, Pojorâta, Ciprian Porumbescu și Udești. De asemenea, a fost amânat cu încă o săptămână și startul sezonului de primăvară în ligile a 4-a și a 5-a și în competițiile județene de juniori. Conform noului program, în competiții organizate de Asociația Județeană de Fotbal Suceava, primele meciuri din acest an vor avea loc după cum urmează: Liga a 4-a 1 aprilie, Liga a 5-a 1 aprilie, Junior C, D și E 31 martie și Cupa României 4 aprilie.